Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vreau să vă povestesc cum decurge ziua în care dai sala, când faci poza pentru permis și multe alte detalii ale acestei experiențe. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați, iar acum haideți să începem. După ce ați terminat orele de condus și ați ridicat dosarul de la școala de șoferi, va trebui să dați sala. Puteți verifica online care sunt zilele săptămânii disponibile pentru sală, iar după ce hotărâți data, vă puteți programa la ghișeu, fie online pe site-ul de RPCV al orașului vostru, fie mergând în acea zi direct la instituție. Mare atenție, înainte de a merge la DRPC, va trebui să achitați contravaloarea permisului de conducere, care la momentul postării videoclipului este 89 de lei. Plata se face prin metode multiple, inclusiv mandat poștal sau numerar, la sucursalele BCR. Detalii suplimentare, complete și actualizate găsiți pe site-ul oficial de repeciv.ro. Dacă sunteți programați online, veți merge la ora și ghișeul stabilite. În caz contrar, va trebui să luați un bon de ordine și să vă așteptați rândul la unul dintre ghișee. La ghișeu va trebui să prezentați dosarul și să nu uitați de dovada plății taxei. Tot aici este momentul când faceți poza pentru permis și vă puneți semnătura. După acest protocol, cu dosarul veți merge spre sala de calculatoare unde susțineți proba teoretică. În primă instanță îi veți prezenta unui polițist dosarul și veți primi o hârtie cu un cod de bare. În camera cu calculatoare, la îndemnul unui alt polițist, ocupați un loc la unul dintre calculatoarele disponibile. Trebuie să scanați undeva în jurul monitorului codul de bare primit. După scanare, puteți începe chestionarul. Primele trei întrebări vor fi cele de acomodare, apoi vor începe întrebările propriu-zise, iar timpul se va scurge. Ca un sfat, faceți prima dată întrebările de care sunteți foarte siguri și folosiți butonul răspunde mai târziu, de fiecare dată când aveți nevoie. Dacă vedeți că ați greșit de la primele întrebări, există riscul de a vă pierde la restul din cauza emoțiilor. După ce ați fost declarat admis cu mesajul afișat pe ecran, aveți două modalități de a alege data traseului, fie de pe același calculator, fie de la un ghișeu exterior. Vă sfătuiesc să consultați în primă instanță datele disponibile de pe calculator. Veți selecta pe ecran afișarea acestora și va trebui să vă alegeți zona de traseu. Mare atenție, alegeți zona pe care ați practicat-o în școala de șoferi cu instructorul vostru. Vor apărea pe ecran datele disponibile, iar dacă vreuna este bună pentru voi, o puteți rezerva. Atenție, dacă vă programați la traseu singur de la calculator, trebuie să țineți minte data și ora, deoarece acestea nu vă vor fi scrise nicăieri. Dacă ați ales-o, veți ridica dosarul și vă veți prezenta în locul și ora traseului. Dacă nu alegeți o dată de la calculator, veți merge la un ghișeu special la care vă puteți programa. Dacă vă programați la ghișeu, data și ora vă vor fi scrise pe foaie. În cazul în care nu ați luat proba teoretică, a doua oară vă puteți prezenta la DRPCIV după 15 zile lucrătoare, dar fără a vă mai prezenta la ghișeul unde faceți poza încă o dată.